Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine v-am regăsit la Publica Report. De astăzi sunt reintroduse mai multe interdicții care au fost și până în 15 mai. Cu toate acestea, tot astăzi s-au redeschis localurile și au fost relansate cursele avia după 3 luni de stagnare. Economia nu poate fi oprită, altfel țara riscă să intre în criză și să rămână fără bani pentru pensii și salarii, a anunțat premierul Ion Chicu. Totodată, el a avertizat populația să se protejeze la maximum, pentru că Moldova este în al doilea val de coronavirus. Presiunea pusă pe sistemul medical crește alarmant, iar în spitale se pregătesc 2000 de paturi suplimentare. Autoritățile prognozează o săptămână grea cu până la 600 de cazuri noi pe zi. Totodată, mai puțin bugetari sunt scoși la lucru, jobul la distanță continuă în instituțiile de stat și în cele private, transportul public nu circulă pe parcursul zilei, sunt interzise grupurile mai mari de 3 persoane, măștile sunt obligatorii peste tot, a fost interzis accesul la terenurile de joacă și sportive, era amenzile se ridică la 25.000 de lei. Forțele de ordine cu 3 răstrăzile și locurile publice, regimul strict se anunță până în data de 1 iulie. Aflați detalii la Publica Report, ne ascultați și la Publica FM, ne urmăriți și pe site-ul publica.md. Acum să aflăm cele mai proaspete anunțuri și decizii luate azi dimineață de autorități. Autoritățile estimează că numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 va crește semnificativ în următoarea perioadă. Astfel, am putea avea până la 500-600 de cazuri în fiecare zi. Aceste prognoze sumbre s-ar datora anulării restricțiilor introduse din cauza pandemiei de coronavirus. Declarațiile au fost făcute de premierul Ion Chicu după întrevederea de luni cu șeful statului Igor Dodon și președintele Parlamentului Zinaida Greceanăi. Remarcăm. De facto, deși încă nu-i declarat valul 2, suntem în situația când nu mai putem aplica acel mecanism care l-am aplicat la mijlocul lunii martie, adică de stare de urgență, de stai acasă, de blocare totală a activităților economice. Nu putem face acest lucru pentru că nu mai avem resurse, nu mai avem rezerve. Prim-ministrul a precizat că după eliminarea restricțiilor, economia a început să-și revină, iar veniturile la bugetul de stat au crescut. Ion Chicu a mai spus că autoritățile vor fi nevoite să amenajeze noi locuri în spitale pentru bolnavii de COVID-19 și a îndemnat pe oameni să respecte măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Colegii vor desfășura încă în jur de 2000 de paturi în instituțiile medicale, dar și la centrul Moldexpo, astfel încât să facem față acestui val. Protejați-vă, vă rog, pentru că este foarte dificil de asigurat în sistemul medical îngrijirea la toți odată. Săptămâna trecută a fost înregistrat un număr record de îmbolnăviri, 406 cazuri noi de COVID-19 într-o zi, precum și de decese atunci când 13 oameni au murit sâmbătă. Avem mai multe intervenții pe parcursul acestei emisiuni. Telefonic suntem cu Ministerul Apărării și cu cel de interne, domnul Alexandru Pânzar, și secretarul de stat al Ministerului de Interne, Sergiu Golovaci, sunt pe fir împreună. Domnul Pânzar, domnul ministru, bună ziua! Bună ziua! Întrebări mai multe avem referitoare la felul în care vor activa de astăzi forțele de ordine. De exemplu, să ne spuneți în ce locuri, unde vor ieși militarii și ce instrucțiuni anume au primit. Ne auziți? Da, eu vă aud. Eu ofer cuvântul colegului meu de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru că, de fapt, ei sunt manageri de caz și noi, armata, venim în suportul lor. Așa, am înțeles. Decretului președintelui. Bun. O să interveniți oricum și o să comentați și o să completați dacă e nevoie. Domnul Golovaci. Domnul Golovaci, da, bună ziua. Unde ies forțele de ordine de astăzi? Ce instrucțiuni au primit pentru a disciplina și a organiza cetățenii? Stimată audiență, vreau să vă spun că forțele Ministerului Afacerilor Interne de la începutul pandemiei până ziua de astăzi lucrează într-un regim sporit de activitate. Luând în considerație că evoluția ultimelor zile atestă o creștere a îmbolnăvirilor și pentru a monitoriza această situație și a menține sub control toate procesele, deci a fost primită decizia ca măsurile de prevenire și combaterea COVID-ului să fie implicate și forțele armate. Și la ziua de astăzi, începând cu ziua de astăzi, mai bine zis, și colegii de la Ministerul Apărării vor asista
carabinierii în măsurile de prevenire în spațiile publice și totodată în stațiile al transportului public în municipiul Chișinău. Mai concret, ce vor face? Sarcina lor de bază este, în primul și în primul rând, să sensibilizeze cetățenii privind necesitatea respectării acelor restricții, acele reguli și instrucțiuni care au fost introduse, atât pentru transportul public, cât și pentru locurile publice. Eu am direct parcuri, deci alei, plajă și alte terenuri de joacă unde sunt anumite restricții. Toate introduce. Aceste zone sunt interzise, așa înțeleg, accesul va fi oprit. Da. Cât de duri vor fi cei din forțele de ordine cu cetățenii? Poftim? Cât de duri vor fi cu cetățenii? Sarcina noastră de bază este să convingem cetățenii să respecte acele reguli stabilite. În cazul că cetățenii vor manifesta o nesubordonare vădită sau careva refuzuri iarăși neîntimiate de a se conforma acelor cerințe, respectiv de către Ministerul Afacerilor Interne, angajații împuterniciți cu drepturile respective, vor aplica acele prevederi legale care sunt prevăzute de legislația în vigoare. Vorbiți de amenzi acum, așa înțeleg. Dar concret anume, în ce condiții va fi aplicată amenda? Amenda se aplică în cazul când cetățeanul de bună știință nu se conformă. Atunci va fi aplicată această... Exemple, amenda. Puteți să ne dați? De exemplu, nu-și pune masca pe față sau ce anume? Iată așa niște cazuri concrete. Exemplu este foarte simplu. Dacă în decizia Comisiei numărul 15 din 12 iunie 2020 este introdusă și se păstrează restricția că pe terenurile de joacă, terenuri sportive, alte zone de agrement, nu se admit aflarea persoanelor mai mult decât în grupuri mici de 3 persoane, dacă vor fi stabilite astfel de cazuri, și cetățenii nu se vor conforma acestor restricții, în așa situație, deci poliția va interveni și va aplica prevederea legală. A nu se conforma ce înseamnă? Iată, ca să ne spuneți așa, ca să înțeleagă toți cei care ne urmăresc, domnul Golovaci. Regulile sunt scrise pentru toți. Dacă este stipulat în decizie că pe anumit teren de joacă, fie de fotbal, fie de pentru copii, nu se permite aflarea, în cazul când este depistat vreun cetățean care nu se conformă, el este avertizat, are șansa să se conforme, în caz că dacă nu se conformă sau, în mod, spunem așa, foarte insistent, prelungește activitatea sa care este restricționată, înseamnă că va fi aplicată aceasta. Și dacă vor reveni, de asemenea, înțeleg așa că vor fi amendați. De exemplu, părinții ies pe terenul de joacă împreună cu copiii lor. Ei riscă să fie amendați? Deci, părinților li s-a propus varianta cea mai simplă. Sunt diferite forme de a plimba copiii. Dacă terenurile de joacă sunt închise, înseamnă că trebuie de ales o altă formă de a plimba copiii, ca dumnealor să-și, spun așa, să-și verse acea energie care o acumulează parcursul zilei sau nopții în casă. Deci terenurile de joacă urmează a fi închise. Am înțeles. Și soluții sunt pentru aceasta? Dumneavoastră spuneți să aleagă alte forme. De exemplu, o plimbare, așa, încă. Deci plimbările sunt permise, așa, dar în grupuri nu mai mari de 3 persoane. Mama ta, mămica, tăticul împreună cu copilul poate să plimbe fără nicio restricție. Să facă cercuri, roți, în prejurul cartierului, în prejurul blocului, dacă este un parc, o alee, tot acesta este permis. Doar terenurile sunt închise, că acolo poate fi o posibilă aglomerare și un contact nedorit între persoane. Sportivii amatori, de exemplu, nici ei nu pot să iasă, da? În parcuri, de exemplu, să alerge sau să facă diverse exerciții, gimnastică și așa mai departe, iarăși accesul este interzis și pentru ei. De ce? În parcuri plimbarea este permisă. Vorbim de terenurile de sport și despre sportivii amatori. Deci ei au permis sau nu, ca să se înțeleagă pe cazuri concrete. Sportivii amatori au dreptul să iasă, dar în grupuri nu mai mari de 3 persoane. Am înțeles. Mulțumim. Acum, pentru precizare și dumneavoastră, domnul Pânzar, să ne spuneți unde, câte mașini blindate, de exemplu, au fost scoase, care este contingentul care va activa pe perioada aceasta de astăzi, 15 iunie, până în data de 1 iulie?
Întâi de toate, eu vreau să precizez încă o dată că noi, armata, venim în sprijinul Ministerului Afacerilor de Interne, pentru că noi nu avem competență de constatare. Prin urmare, vom fi în grupe cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne. Astăzi nu am scos blindate în stradă, au ieșit doar 50 de militari pe teritoriul municipiului Chișinău. Și după cum a spus colegul meu mai sus, vor fi în spații publice și în special la stațiile transportului public. Dar destinația lor care va fi? Pentru a nu admite aglomerație de persoane în transportul public, în primul întâi de toate. Așa, bun. Acum o întrebare tot către dumneavoastră. La domeniul militarilor pe care noi i-am trimis în Rusia și pe care sunt 75, un contingent de 75 de militari și care vor participa miercuri la parada din Piața Roșie. Ținând cont de faptul că Rusia este în topul țărilor afectate de COVID, cine va răspunde pentru militarii moldoveni dacă se întâmplă să facă coronavirus și să-l importe în Republica Moldova, după parada din Rusia? Întâi de toate, vreau să vă spun că militarii noștri au fost testați de două ori înainte de a pleca încolo. Din fericire, toți au fost testați negativ, au stat în carantină. Exact aceeași situație, ca în oglindă, este în Federația Rusă. Eu am fost într-un orășel unde este anunțată zona de carantină și nu este niciun risc ca ei să fie infectați. Acolo, la fel, au fost testați de două ori, toate testele fiind negative. Dacă se întâmplă că dintre cei 75 totuși unul se întoarce, cel puțin unul se întoarce cu coronavirus, atunci cine va răspunde pentru un asemenea caz, dacă se va admite o asemenea situație? Eu sunt încrezător că toți vor întoarce fără coronavirus, iar dacă va fi un caz ieșit din comun, urmează să stabilească organele abilitate, de urmăririi penală sau alte, procuratură, ori alte organe. Noaptea trecută a decedat un polițist în vârstă de 42 de ani și întrebare către dumneavoastră, domnul Golovaci, de ce a fost admisă o asemenea situație? De altfel, printre polițiști avem un bilanț total de infectare 238. Aveți perfectă dreptate. La ziua de astăzi, de la începutul pandemiei, avem 238 de angajați care au fost infectați cu COVID. În considerație că angajații Ministerului Afacerilor Interne vorbesc nu doar de polițiști, dar și polițiștii de frontieră și carabinieri și pompieri și salvatori, deși ei se află pe prima linie de prevenire și combatere a acestei infecții. Uh-huh. Cu părere de rău, dar fiind permanent în contact, au apărut aceste mici focare prin care au fost contaminați colegii noștri. Părere de rău, iarăși, după cum ați constatat dumneavoastră, astăzi avem prima pierdere destul de împunătoare pentru noi, prin care noi ne-am exprimat și regretul și condoleanțe noastre. Deci datul respectiv ne voi implica masiv ca să o petrecem în ultimul drum, așa cum cere toate ceremoniile creștinești și obligațiile noastre, dar asta este realitatea. Suntem în prima linie și nu suntem... Prin asta se dovedește că acest virus este destul de periculos și, practic, el nu alege că ești polițist sau ești medic sau ești de alt statut social. Deci pericolul este evident pentru toți. Dar puteți să ne spuneți câte măști primește fiecare angajat al Ministerului de Interne dacă iese pe stradă, începând de astăzi, în aceste condiții de situații de urgență, oarecum quasi carantină, așa, la care revenim acum după o lună de haos organizat, câte măști are fiecare dintre ei? De altfel, recomandările specialiștilor sunt ca masca să fie schimbată o dată la două ore. Deci astăzi și începând din prima zi de pandemie, polițiștii care ies la prima linie niciodată nu au ieșit neechipați. Ei permanent au fost echipați cu mănuși, cu măști și cu dezinfectant. Fie este o echipă mobilă, fie este un echipaj pedestru. Deci noi am avut grijă să echipăm la maxim cu tot strictul necesar de care au nevoie. Da, deci întrebarea, ei au măști de schimb, au mănuși de schimb, totul pentru ca ei să fie protejați la maximum? Da, deci plus la aceasta, sunt persoanele responsabile din fiecare entitate, vorbesc fie inspectorat de poliție, fie detașament de carabinieri sau altă natură, care regulat din 2-3 ore
fac rotația la toate posturile, având de dislocarea acestor posturi în spunem așa, în teritoriu, și respectiv în situația când fie o mască a scăzut jos, s-a defectat, fie careva mănuș s-a defectat, fie s-a finisat deci, acel dezinfectant, deci iau misiunea să-i completeze maxim. Deci ne străduim ca polițiștii noștri să fie echipați cu acel strict necesar care au nevoie în cazul când au contact cu cetățenii pentru a documenta sau pur și simplu pentru a informa cetățenii să respecte aceste condiții. Așadar, polițiștii și cei din Ministerul Apărării, la fel, rămân pe prima linie, sunt vulnerabili în fața coronavirusului, de altfel ca și medicii care astăzi sunt sleiți deja și lucrează în regim intens. Vă mulțumesc ambilor pentru intervențiile dumneavoastră la emisiune. Vom continua cu domnul Boris Gâlcă, vicedirectorul pentru sănătate la Primăria Chișinău. Domnule Gâlcă, bună ziua, sunteți în direct cu noi. Bună ziua, vă salut! Mulțumesc că continuați dezbaterile pe coronavirus în Chișinău. Ne interesează să înțelegem cum va fi gestionată situația în Chișinău. De altfel, a trecut o lună în care am asistat la o contaminare haotică cu coronavirus în Republica Moldova. Măsurile stricte revin abia după o lună în care am avut un bilanț în creștere. Premierul Chicu anunța azi dimineață, suntem deja într-a doilea val neoficial. Așadar, ce ne așteaptă? Ce trebuie să facă cetățenii? Respectiv, care sunt responsabilitățile municipalității? Vrem să înțelegem cum va fi gestionată situația ca să nu scape lucrurile de sub control. Vă mulțumesc. Probabil cunoașteți deja și ați văzut publicată acea hotărâre a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică din municipiul Chișinău, care s-a întâlnit ieri, chiar dacă a fost ziua de odihnă, duminică, s-a întâlnit și a luat niște decizii de restricționare și de atenționare a populației. În primul rând, vom avea un program special de circulație a transportului public dimineața și seara, între orele 5 și 10.30, ulterior de la 15.30 până la 21.30. În rest, va fi transportul sistat. Vom insista și vom fi foarte insistenți în continuare pentru ca în transportul public să se circule doar cu mești de protecție, și aici vreau să chem toată populația, toți pasagerii din transportul public, toți cetățenii din Chișinău, să fie solidari și să ajute acel taxator din troleibus sau din autobuz să disciplineze acei pasageri care nu au mești. Deci trebuie să înțelegem că suntem într-o situație foarte și foarte gravă din punct de vedere epidemiologic. Trebuie să recunoaștem că noi am întârziat cu introducerea portului obligatoriu de măști. În Chișinău el a fost introdus din data de 4 mai la inițiativa primarului general. Probabil ar fi trebuit să introducem mai înainte, dar acum deci, a trecut timpurile când am tolerat lucrurile. 94 de țări în lume au adoptat această măsură de protecție, cum ar fi portul de măști. În transportul public va fi acceptat. În transportul public va fi acceptat orice tip de mască de protecție, nu neapărat măștile medicale, orice atribut din vestimentație, deci un fular, o basma, ori măștile din material textil care pot fi executate acasă. Deci rugăm foarte mult populația să se autodisciplineze. Vom cere autorităților centrale sau vom veni cu rugămintea către autoritățile centrale pentru a reîntoarce în stațiile de transport public a carabinierilor și, după caz posibil, și a forțelor armate, în așa fel ca organele de ordine să gestioneze
restricționat deci îmbarcarea în transportul public conform normelor stabilite în dependență de mărimea de tipul mijloacelor de transport. De exemplu, într-un troleibuz câți oameni vor fi admiși, domnul Gâlcă? Situație deci, concretă, da? Troleibuzul se apropie bine. În stație, dar sunt mai mulți oameni care stau acolo în așteptare. Câți vor fi lăsați să urce? Primăria pune pe linie la maxim toate mijloacele de transport disponibil, în așa fel ca să fluidizăm numărul de persoane în transportul public și aceste date sunt foarte bine expuse în decizia comisiei de ieri, o puteți vedea pe site-ul oficial al primăriei. Da, da, deci, întrebarea, precizarea este nouă, ne ajung troleibuze și autobuze pentru toți cetățenii care vor să se deplaseze dimineața la serviciu și respectiv deci, seara să se întoarcă acasă? În primul rând, noi ne așteptăm la o responsabilizare a populației. Ați văzut că și guvernul, și Comisia Națională și cea municipală au primit noi măsuri și au dat directive pentru activitatea doar a persoanelor esențiale sau atragerea în câmpul muncii doar a persoanelor de primă necesitate. Restul persoanelor urmează să stea acasă, să lucreze la distanță. Noi așteptăm totuși ca de rând cu regulile impuse în transportul public și transportatorii de maxi-taxi să respecte aceleași prescripții, în sens că vor fi admiși în maxi-taxi, în rutiere, numai un număr de pasageri conform numărului de scaun în unitatea de transport și vom urmări acest lucru foarte, 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 foarte strict. Recunoaștem că ne trebuie măsuri mai dure și aici chemăm în ajutor și vom chema în continuare în ajutor forțele de ordine pentru sancționarea acelor persoane care nu se vor conforma. A trecut timpul avertizărilor, situația într-adevăr este una foarte și foarte gravă și avea dreptate domnul prim-ministru astăzi când a menționat că putem avea în următoarele zile, în următoarea perioadă și 500 și 600 și poate mai multe cazuri de infecție, în dependență de numărul de teste efectuat zilnic. Probabil am fi în a doua fază acestei infecții, dar rămâne să se expună specialiștii. Noi trebuie să fim responsabili și, în primul rând, responsabilitatea pornește de la fiecare din noi. Dar de ce după 15 mai, domnul Gâlcă, restricțiile acestea nu s-au păstrat? Chiar atunci când a fost scoasă starea de urgență, să nu se producă relaxarea aceea mare la care noi am asistat timp de o lună de zile și la care s-au uitat și autoritățile așa oarecum, lăsând în creștere bilanțul de coronavirus în Moldova. Rita, ne-am pomenit acum într-o situație că zicem e prea târziu și iată ne-am pomenit în situația când acum trebuie să ne amintim din nou despre măști. Nu trebuie să ne amintim din nou despre măști. Ele sunt obligatorii din data de 4 mai. Altceva că cineva a fost responsabil și le-a purtat, cineva nu. Autoritățile au mers pe faptul că populația se va autodisciplina. Populația a fost avertizată. A trecut timpul avertizărilor, vor fi timpul sancțiunilor sau a venit timpul sancțiunilor. Și da, dar e prea mult timp de o lună. Înțelegeți la ce mă refer? Pentru că lucrurile au degenerat, situația s-a agravat. Deci, după două săptămâni, de exemplu, de la 15 mai până 1 iunie, văzând că situația se agravează, de ce autoritățile atunci n-au reintrodus anumite restricții pentru populație? De ce s-a lăsat o lună de zile de haos? Specialiștii, mai ales chiar din ANSP, recomandau că trebuie să revenim la anumite restricții, că ne așteptăm la o prognoză și prognoza era sumbră pentru țară, că trecem dintr-un val în altul, iată, în valul al doilea de coronavirus. De ce s-a lăsat timp de o lună să degenereze situația? Iar zic, a fost o perioadă de avertizări, de constatări. Probabil și specialiștii din epidemiologie totuși nu s-au așteptat la o asemenea evoluție a lucrurilor. Probabil unele autorități trebuie să-și recunoască anumite erori. Este vorba și de corectarea lor imediată, ce s-a făcut. Acum, deci, nu mai are rost ca să discutăm de ce nu s-a făcut. Este important astăzi să discutăm
ce avem de făcut imediat ca să protejăm populația. Vreau să atenționez populația în mod special. Să fie responsabilă, să iasă în stradă, să meargă undeva în locuri publice doar atunci când există o strictă necesitate, să nu ia cu sine copiii, să se responsabilizeze. Noi astăzi în municipiu, deci practic nu mai avem locuri libere, nu mai avem paturi libere în spitale, iar numărul este în creștere de pacienți de gravitate medie și critică care necesită spitalizare. Și îmi pare rău, dar vom ajunge la un moment când cei care nu sunt responsabili astăzi, care nu poartă măști, care nu respectă acele prescripții epidemiologice, din nefericire vor ajunge pe patul de spital, iar în lipsa acestor paturi vor fi plasați fie pe coridoare, fie în alte locuri neconforme și tot ei se vor revolta că uite, m-a pus în coridor, că nu am pat și nu am asistența respectivă. Noi trecem printr-o perioadă foarte, foarte dificilă, nemai întâlnită în Republica Moldova. Eu mă bucur că autoritățile sunt foarte, foarte ferme în gestionarea situației și avem toată șansa de a dovedi că aceste măsuri vor aduce stabilizarea infecției și revenirea treptată la normalitate. Altfel, populația trebuie să mai înțeleagă încă un lucru, că dacă nu respectăm aceste prescripții, una la mână, vom fi sancționați, doi la mână, Moldova va rămâne încă pe lista țărilor izolate în regiune unde nu vor fi admiși cetățenii pe teritoriul altor state. Și tot aceste persoane se vor revolta că, uite, Doamne, nu ne permit să călătorim sau altceva. De aceea, solidaritatea și autodisciplina sunt aceste două cuvinte cheie la ordinea de zi. Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, domnul Boris Gâlcă, a fost vicedirector pentru sănătate la Primăria Chișinău. Situația real se agravează. Prognoza autorităților pentru săptămâna aceasta este una sumbră. Premierul Ion Chicu anunță e posibil să avem pe zi câte 500-600 de cazuri noi. Acum în spitale se află un număr record de pacienți COVID-19 în stare gravă. Este vorba de 417 persoane. Ele se zbat acum între viață și moarte, dintre care 24 sunt conectate la aparate de respirație asistată. Sunt în pregătire încă 2000 de locuri suplimentare, paturi suplimentare în spitale, asta deși deja în Chișinău paturile pentru pacienții COVID au fost acoperite, așadar specialiștii și medicii spun că sunt deja supra-limită. Acum avem legătura directă cu domnul Oleg Lișcenco, șef adjunct pentru siguranța alimentelor și protecția consumatorului la ANSA. Cu dumnealui vom vorbi în contextul în care au fost redeschise astăzi localurile, cafenelele, restaurantele, de altfel și cursele avia au fost reluate. Haideți să urmărim anume cum va fi verificată activitatea Horeca de azi înainte, în condițiile în care avem un bilanț în creștere. Domnul Lișcenco, bună ziua! Bună ziua! Vreau să ne spuneți anume cine, cum va verifica situația sanitară în localuri, cafenele, restaurante care de astăzi sunt redeschise. Ce pot să spun? În conformitate cu prevederile hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică din numărul 12 din 25.05.2020, care la punctul 8 prevede începând cu data de 15 iunie 2020 de astăzi reluarea activității unităților de alimentație publică cu respectarea instrucțiunii privind prevenirea infecții COVID-19. Da, condițiile sanitare concrete care sunt? La această, cum se spune, sunt următoarele prevederi, adică la anexă. Este, în primul rând, dezinfectarea utilajului și spațiului la redeschidere, monitorizarea stării de sănătate a angajaților, inclusiv să se facă termometria, asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție, mănuși, șorțuri, viziere, măștile de protecție schimbate la fiecare 2 ore, instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfecție pentru mâini,
care trebuie să fie pe bază de alcool, grupurile sanitare separate, inclusiv pentru angajați și vizitatori, aplicarea ecranelor de protecție din sticlă la case și locuri de preluare a comenzilor, asigurarea condițiilor pentru respectarea igienilor mâinilor după fiecare client, inclusiv la prepararea bucatelor, înainte, după orice contact cu produsele alimentare. Dar de servirea clienților, ce reguli sunt? Iată, de exemplu, de la distanța între mese și alte lucruri. Iată, situații în care, de exemplu... Este, în primul rând, clienții, adică consumatorii noștri, când intră în fiecare local, în primul rând trebuie să aibă mască, să fie verificată temperatura. Persoanele care sunt în stare febrilă, în primul rând să informeze medicii de familie. Distanța fizică între mese trebuie să fie numai decât între 1,5-2 metri între persoane, numai că se va admite de servire la mesă a maximum 4 persoane, cu excepția grupurilor constituite din membrii unei familii, inclusiv de gradul 1 și 2 pe linie dreaptă. Deci vin doar cei care sunt în familie. Nu se întâlnesc prieteni între prieteni? Este aici interesant. Și mai ales dacă vorbim de grupuri. Iată, restricțiile sunt pentru 3 persoane maximum. În localuri cum e regulamentul? Regulamentul este că se va admite de servire la mese a maximum 4 persoane. Așa, toți dintr-o familie. E clar. Mm-hmm. Deci dacă se întâlnesc, de exemplu, 2 oameni de afaceri în local, nu este permis? Este permis, numai că trebuie să respecte distanța și... Păi tocmai acum dumneavoastră ați spus că se permite să fie la masă cel mult 4 persoane din aceeași familie. Din aceeași familie, da. Așa. Dar de gradul întâi. Dar totodată se permite, de exemplu, să fie o întrevedere sau un ceai între 2 oameni de afaceri, 2 prieteni care sunt din diferite familii. Inclusiv că da, eu nu văd o problemă, pentru că totuși la intrare în cafenea ei sunt verificați, adică dacă nu sunt sănătoși, adică fac termometria. Unii agenții economici, proprietari de localuri, spun că restricțiile sunt atât de mari, atât de dure și aspre, încât nu le este convenabil financiar să reînceapă activitatea. Noi cu toții trebuie să ne consolidăm în lupta cu COVID de la mic la mare, ca să respectăm toate instrucțiunile privind de sănătate publică. Eu cred că asta e cel mai principal. Bun, în cazul în care, de exemplu, se întâmplă condițiile sanitare să fie încălcate din anumite puncte de vedere, că vin, de exemplu, specialiștii sanitari și constată aceste lucruri, ce se întâmplă? Pornesc, de exemplu, de la declarația făcută azi dimineață de premierul Chicu, zicea, unele localuri vor fi închise dacă nu se vor conforma restricțiilor. Pentru nereguli, ce risc ca să se închidă, privind nerespectarea, eu încă o dată spun, adică nerespectarea prevederii hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, se sancționează. S-a întrerupt legătura. Bun, ne pare rău. În principiu, concluzionez din ceea ce a spus domnul Ișcenco de la ANSA, că proprietarii de localuri au niște condiții sanitare dure, dar trebuie să se conformeze. Premierul Chicu a anunțat azi dimineață că este posibil chiar ca proprietarul să fie amendat sau chiar închisă activitatea în cazul în care nu respectă condițiile sanitare. Noi avem o concluzie la sfârșit, domnul Ișcenco. Am reluat un pic legătura cu dumneavoastră la final, iată așa câteva secunde. Ca să înțelegem cu toții cum anume vor activa localurile în condițiile în care, de fapt, se anunță o stare de urgență, o quasi-carantină pentru societate. Până la urmă, eu iarăși mă refer la ce că noi cu toții, de la mic la mare, trebuie să respectăm toate condițiile care sunt puse de către Comisia Extraordinară a Sănătății Publice. Și dacă fiecare din noi o să îndeplinim toate acestea, eu cred că o să fie bine.
Dar verificări veți face, da? Așa înțeleg că specialiștii vor face controle în fiecare zi? Eu vreau să mă adresez încă o dată că ANSA este o autoritate competentă în domeniul siguranței alimentelor. Uh-huh. Este responsabilă de... Și protecția consumatorului. De altfel chiar și corect, responsabilitatea dumneavoastră corect, e asta. Foarte uh-huh. corect. E monitorizarea respectării măsurilor aplicate de către agenții economice în domeniul alimentar. Dar din 05-06 curent, inspectorii ANSA participă la verificări și pot constata și încălcările agenților economici cu privire la măsurile de prevenire și combatere a infecției COVID. Actele întocmite, care, constatările care au fost făcute de către ANSA, vor fi remise către organele competente, cum este Inspectoratul de Poliție, General de Poliție, pentru stabilirea deciziei referitor la neconformitățile înregistrate. Amenzile și din asta iese amenzile. Da. Da. Uh-huh. Amenzile sunt foarte dure pentru aceasta. Privind nerespectarea hotărârii Comisiei Naționale de Sănătate Publică, conform codului contravențional, încălcarea conform articolului 76, punctul 1, persoanele juridice riscă amenzi de la 75.000 de lei, persoanele fizice de la 25 până la 50.000 de lei. Noi cu asta încheiem. Da. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. De altfel, noi avem câteva minute știrile și trebuie să încheiem emisiunea. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați răspuns la întrebări. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și numai bine. Da, mulțumesc. O zi bună. Vă rugăm să rămâneți alături de noi neapărat pentru că la ora 13 urmează știrile în limba rusă. Publica Report se încheie. Știrile le aflați și la Publica FM. Le auziți, le urmăriți de asemenea și pe site-ul nostru publica.md. Numai bine, să aveți o zi frumoasă. Sănătate!